Vă mulțumesc, domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi. Declarația mea de astăzi se numește Restabilirea echilibrului politic la nivel local. În mod constant, pe parcursul ultimilor 2 ani de scrutine electorale, cetățenii au consemnat că nu mai acceptă politica lui Băsescu, ce a dus la contraperformanță guvernamentală și administrativă, exprimându-și votul pentru altfel de politică, atât la alegerile din 2012, cât și la alegerile europarlamentare din acest an. În 2012, coaliția la guvernare a fost un obiectiv asumat de USL și de fiecare ales în parte, fie el consilier local, județean, primar sau parlamentar. Proiectul USL a fost votat pentru obiectivele angajate în 2012, obiective pe care, în urma rupturii USL, Partidul Social Democrat și le asumă în continuare, alături de PC și UNPR. Opțiunea cetățenilor a fost clară în momentul 2012 și chiar reîntărită la alegerile europarlamentare din acest an. Din această perspectivă, nou înființată alianță PNL-PD distorsionează în mod fraudulos alegerile cetățenilor. Noile majorități formate, în urma ruperii USL, nu sunt legitime. Era nevoie de o măsură legislativă care să rectifice nedreptatea făcută alegătorilor, de aceea ordonanța de urgență privind migrația aleșilor locali creează posibilitatea restabilirii echilibrului politic și social pe plan local. Fiecare ales local trebuie să-și respecte alegătorii și votul cu care a fost investit. Acesta este unul dintre cele mai puternice argumente care susțin ordonanța de urgență ce reglementează unele măsuri privind funcționarea administrației locale. Nu putem neglija nici blocajele administrative care apar la nivelul Consiliilor Județene din teritoriu, blocaje ce prejudicează comunitățile. Mai mult decât atât, funcționalitatea fondurilor europene poate să ajungă a depinde de orgolele politice ale liberalilor sau democratilor liberalilor de la centru. Există situații în care proiectele propuse de primari sunt blocate de consiliile județene sau locale, având ca unic argument diferența de culoare politică dintre instituții. Interesul comunităților și ale cetățenilor trebuie să primeze, ținând cont de faptul că autoritățile publice locale întâmpină greutăți în constituirea majorităților care să asigure stabilitatea politică necesară implementării programelor de dezvoltare, se impune această măsură care să armonizeze realitatea politică cu legislația. Premierul Victor Ponta și-a asumat la începutul mandatului ca obiectiv principal dezvoltarea continuă, durabilă și susținută a României, încurajând investițiile publice. Finanțele obiectivelor de interes public nu sunt politizate. Guvernul Ponta dovedind că banii statului sunt investiți în ideea responsabilității dezvoltării echilibrate a județelor și a priorităților gândite de autoritățile publice locale. În acest sens, vicepremierul Liviu Dragnea a semnat la Baia Mare săptămânile trecute 58 de contracte de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală, fiind alocate județului Maramureș circa 20 de milioane RON. Colegiul 2 Maramureș, pe care îl reprezint în Camera Deputaților, va beneficia până la sfârșitul anului de finanțare în valoare totală de aproape 4 milioane jumate RON, pentru diverse proiecte de reabilitare a unor drumuri comunale, construcții de poduri, lucrări de alimentare cu apă și extinderea rețelelor de canalizare. Cea mai mare parte din această sumă, mai exact peste 70%, 72%, revine primăriilor liberale din colegiu, ceea ce este dovada clară a faptului că sub guvernul Ponta investițiile publice nu se fac pe criterii politice, iar primarii nu sunt condiționați în finanțarea proiectelor comunității de culoarea politică. Pentru toate aceste rațiuni, susțin ordonanța de urgență, întrucât oferă posibilitatea reașezării aleșilor în funcție de dorințele alegătorilor. Consider că este necesar să avem echilibru politic la nivel local, se impune să ne dezvoltăm în continuare echilibrat și să ne îndeplinim obiectivele asumate în fața cetățenilor ce au ales USL și PSD. Vă mulțumesc!